Legat de păstrăvărie, sunt foarte multe de zis. Ca să zic așa, drumul cel mai greu a fost să reușim să certificăm păstrăvăria pe care o avem ca fiind o păstrăvărie certificată ecologic. Așa, greu să certifici? Certificarea în sine implică o perioadă de conversie, timp în care, în cazul nostru, a fost de 3 ani de zile. 3 ani? 3 ani, timp în care am fost... Dar să-ți dai seama câte acte? Câte acte, câte verificări, probe de laborator, permanent suntem verificați, cazul nostru, de o firmă din Austria. A fost singura firmă care certifică păstrăvării. Au 3 ani să-și facă. A fost o încercare pentru noi. Am fost primii certificați ecologic din România. Asta a fost și motivul pentru care toate instituțiile statului au fost cam la început în povestea asta, adică am început împreună cu cei care trebuiau să ne dea certificarea finală. Și v-au plinit cu brațele deschise sau au fost circunspecte? Bineînțeles, ca și orice instituție din România ne-au primit cu brațele deschise, abia ne așteptau. Am înțeles mesajul subliminal. Am reușit să găsim o cale de comunicare până la urmă. Dar merită astăzi, dacă ar fi să faceți așa un balanț, merită? Dacă ați avea doar pe o străvărie, ați putea trăi? Adică zice, mă, dăne, ți-ai scos banii până acum. Așa zice, mă, Dărina, dar mulțumesc. Da, am reușit să facem, bineînțeles, și profit. Bună? Da, suntem pe profit. Mai cheamă-ne. Da. Păi de asta suntem aici, da, adică pe profit. Trebuie să înțelegem și noi, cei care avem afaceri mici de familie, că în final, dacă nu generăm profit, lucrurile nu merg în zonă potrivită. Am încercat să ne găsim și o nișă de vânzare a produselor. Câți oameni de desfacere? Câți angajați? Angajați avem acum total cu bătăniile din Cluj, cu păstrăvăria, undeva la 25 Nu foarte mulți, dar încercăm să eficientizăm foarte bine munca fiecărui coleg al nostru. Dar de unde dorința asta pentru natural? Pentru că și aici unde ne aflăm la băcănia dumneavoastră, toate produsele pe care noi le-am mâncat și sunt extraordinare, se simte gustul ăsta natural. De unde? Că, în general, oamenii de afaceri își doresc să facă profit și se gândesc mai puțin la calitate și mai, poate mai puțin la tot ce înseamnă produsul ăsta natural, ecologic și așa mai departe. De ce dragoste pentru calitate și nu pentru cantitate? Noi, în jurul păstrăvului, toată perioada asta de, știu și 2015, de când am început să vindem creștere, am reușit să ne creăm o comunitate. Comunitatea aceasta, sau din partea comunității, a venit cererea pentru o hrană mai sănătoasă. Ei ne-au solicitat o brânză. Din punctul nostru de vedere, o hrană curată înseamnă probă de laborator, adică pentru noi nu ajută faptul că un producător îmi spune că are un produs curat sau un produs natural. Astea este niște termeni folosiți mai mult ca și mecanisme de marketing decât și din cauza asta, ca o chestie pe bune. Te verifică din cauza asta ca să fie certificat ecologic, astfel. Înțelegerea cu cei care te certifică este una foarte simplă. Accesul trebuie să fie permis non-stop, accesul inspectorilor. Ei poate să vină chiar și în timpul în care noi stăm de vorbă să iau un pește din fermă sau două, sau trei cu ei, să-l ducă la laborator. Este o chestie foarte simplă. Și încurajăm toți clienții noștri, DSV-urile din țară au laboratorii proprii, încurajăm toți clienții și prin asta ne-am câștigat și mai mulți clienți să ia peștele de la noi și să-l ducă la DSV să-i facă probă. Dar fii atent ca să ne lămurești, Ovidiu, să ne lămurești. Peștele ecologic ăsta, ăla tot crescut în fermă, nu e ăla de... Nu, ai bazine care... Bineînțeles, avem niște bazine unde crește peștele, dar... Nu e ăla sălbatic, nu-i păstrăvul sălbatic. Sălbatic nu prea mai există. E greu de găsit așa. Păi, dacă mergi cu undița pe vale, altfel nu prea mai ai variante. Și diferența e că tu le dai un alt tip de mâncare, nu? Le dăm un alt tip de mâncare și nu folosim niciun fel de antibiotic. Asta e o chestie... Nu folosim hormoni. Iar spunem asta, da, se simțea. Toate lucrurile astea care sunt nocive. Adică diferența de gust e una? Diferența de gust, consistența cărnii, faptul că nouă ne crește peștele în aproximativ 2 ani de zile față de 6-7 luni cât durează procesul de creștere a unui păstrăv într-o păstrăvărie intensivă.
în hrană. Deci merită să faci muncă mai îndelungată. Bineînțeles, și curată, ca să mai spun. Clienți care între timp ne-au devenit majoritatea și prieteni. Cu ce am mai câștigat iară clienți foarte mulți, faptul că ferma noastră totdeauna este deschisă. Nu există momente în care oamenii nu au voie să intre în fermă sau nu au voie să intre în hală, unde avem depozitul de hrană. Exact. Să cobor de pe scenă cu Dan Negru, să venim să mâncăm un păstrăc, putem? Exact. Trebuie să mă chemați și pe mine, clar. Bună comparația, Dan. Foarte tare comparație. La unul noaptea vrei să asculti Baniciu, l-ai pus pe ascult. Ce ai ascultat? Dacă ai pe ce să-l pui. Și dacă ai curent? Și curent, da. Am mers mult pe transparență, pe discuții directe, deschise cu clienții, nu am ascuns niciodată nimic. Și în Băcănie aici, vedeți, am încercat să aducem producători foarte curați. Transparență e cuvântul care se vedea. Știam că ne încămăm la un drum foarte greu și lung. Termenul de produs ecologic la noi abia a început acum să prindă contur. Lumea, bineînțeles, că nu are încredere. Și atunci noi trebuie să fim cât mai aproape de clienții noștri, să le explicăm, să prindă încredere în produsele noastre, să le guste. Începem să avem voie, probabil, la anul, să facem și degustări periodice. Și atunci lumea va prinde încredere și va înțelege de unde diferența de preț, pentru că n-are cum să fie un produs făcut din praf sau din tot felul de chestii ajutătoare, să nu le zic altfel. N-are cum să fie la același preț cu un produs care crește natural. Dar să știți că nu le credeți pe cuvânt, noi degustăm de când am venit de dimineață, tot degustăm. Dar încă degustă. Deguși, nu? Da. Cam asta este în linii foarte mari legat de ce am reușit noi să facem până acum. Felicitări pentru ce am reușit să facem. Am avut o astăzi, uite că au venit din Slovacia, din Serbia, Ina, care este o cântăreață foarte cunoscută, și să ne spună câteva cuvinte cum le-a plăcut atmosfera din seara asta. How do you say from this atmosphere? It's okay, atmosphere is yeah, nice. Yeah. It's nice. And you like to sing in Romanian then next time, no? I hope. Yeah, I'll go. See? Everything is possible. Never say never. Okay. Mulțumim, Ovidiu. Mulțumim. Mulțumim, Ovidiu. Eu vă mulțumesc că ați venit și că ați acceptat invitația. Inclusiv evenimentul de la Păstrăvării a fost un real succes din ce mi-au spus cei care au participat acolo. A fost o chestie foarte bine primită în perioada asta în care nu se mai întâmplă nimic. Ne bucurăm și noi, ne-am simțit foarte bine și chiar am simțit feedback. Asta și încercat să facem.